să vă propun iar un cuvânt care să rămână în memorie și să amprenteze expoziția de astăzi. Cursivitatea, faptul că totul e o curgere și obiectele curg între ele, se intersectează, se colează, după cum o să citiți în apropierea scenei, cursivitatea care ține și de muzicalitate și de faptul că tinde, profesional vorbind, ca un mare desenator, tinde spre ductul care nu se întrerupe. Tinde, o să îl provoc să ne spună, care este cumva profesiunea sa de credință. Ar dori să nu poată fi întrerupt din mecanica sau influența gestului de a desena în continuu. Probabil că și acum, dacă i-aș fi dat un creion, ar fi desenat propriul său vernisaj. Dragoș Pătrașcu are capacitatea asta de rigoare, faptul că obiectele, această scenografie, această teatralitate a desenului corporal capătă negrul grafitului, capătă sobrietatea aceasta care reprimite la desen, are o prolificitate și o capacitate de imaginar pe care nu o ascunde, aparținând puternic unui manierism al adâncimilor și al străfundurilor, nu se ferește de această aglomerare și de această adâncime a citirilor, pe care le descoperă și le încălcește pe măsură ce le dă formă și le dă gravitatea asta și jocul între alb și negru. Și faptul că pofta de a lucra tridimensional s-a manifestat și la nivel monumental, cine ajunge la ea și este îndemnat și prin ce am putut să fac și eu și colegul meu, Corneliu Antim, despre proiectul monumental parietal care a durat aproape un deceniu, undeva într-un club al Iașului, care este iară pe pliantul imortalizat pe pliant, unde obiectele mici, bucățile de alamă, piesele din recuzita casnică, din recuzita brocantelor, din zona chezaro-crăiască a Bucovinei, toate acestea au devenit, nici nu știu ce să spun, un panou monumental de o gravitate și de o rezonanță impresionantă. Prin urmare, Dragoș Pătrașcu nu este atât de gingaș, bun și cum se cade și civilizat pe cât pare, este mult mai mult decât atât. Poate să fie semnat acest proiect adus în București, contractul de senatorului, cu un moto sau cu un film pe care cred că l-ar fi dorit Greenaway, Peter Greenaway. Densitatea, misterul și complicația imagistică a lui Dragoș Pătrașcu poate egala secvențe, cel puțin din contractul de senatorului amintit de Greenaway. Vă mulțumesc! De intervievator al lui Dragoș Pătrașcu, vă promisesem o artă poetică pe care el și-a formulat-o și îl întreb cel puțin care sunt cele trei stadii, cele trei vârste ale liniei pe care ți le-ai asumat cel puțin de un deceniu și jumătate. Ce vârstă aveam, cred că 12 ani, când în biblioteca mamei, pe mama era bibliotecară. Biblioteca de acasă nu era cuprinzătoare cum aș fi vrut, dar fiind bibliotecară, aveam acces la 10 de rafturi prin cărți, am dat peste Dürer, peste Martin Dürer, și acea întâlnire a fost hotărătoare, cred că, pentru viața mea. Bănuiesc că dacă nu descopeream atunci, până la urmă, o făceam altă dată, dar cu șansa să descoper 10-12 ani. Și am început să-l reproduc. Să reproduc Dürer într-o disperare. Îmi plăcea la nebunie. Și am învățat să merg cu linia de formă,
am învățat să desenez volumul lui Nas cu ajutorul unor hașuri, să reproduc aproape milimetric, pentru că mi-am dat seama că nu sunt puse la întâmplare acele lumini. A fost o revelație pentru mine. Apoi, o altă mare șansa mea a fost faptul că Picasso a fost comunist. Și asta vă spun și de ce. El a pochetat de foarte puțină vreme. Da, a fost deci, și cât a fost cu Olga, am impresia, cu Plat, deci cu Rusoaica, a intrat și în Partidul Comunist Francez, apoi, după divorț, după câte știu, aici. Divorț a durat mult? Din acest motiv, pe piața românească, au apărut albume Picasso, înainte de 89. Cu Pompel. Cu Pompel, cu toate desenele. Cu toate, nu știu dacă cu toate, nu cu toate, pentru că am descoperit cu asta în numărat de desene, chiar și erotice, că s-a făcut acea lumea. Iar lumea cu Picasso a fost mortală, dacă pot să spun așa. Ai murit și ai născut? Am murit și am născut. Și am început să-mi reproduc cu ce. Când am văzut la un moment dat, acum vreo 10 ani, numele meu, eram în Viena, la Muzeul de Arte și Istorie, nu știu cum se cheamă. Și am văzut tineri japonezi, studenți, reproducând Braille. Știți că ce lucrări minunate sunt la Viena, ce lucrări Braille sunt. Mi-am dat seama că a reproduce, mie mi-era jenă până atunci să spun, să afirm ce făcusem eu înainte. Că reproducesem, mă învățasem meserie, nu neapărat de la profesor, ci mi-am dat seama că e o modalitate de a învăța. Sigur că pentru noi se trebuie să anifine linia, forma, sfârșit, adică nu e de azi văzut numai a reproduce sau a încerca să intre în intimitatea operei unui artist. Dar pentru mine a fost foarte important această întâlnire cu acești oameni. Sigur, după asta au urmat mulți, au urmat Turzul Trec în vremea aceea. Deci oameni, artiști accesibili nouă, înainte de 89. Iar după 89, circulând într-o disperare, adică pusesem închiși în cutia asta pe atâta vreme. Cortina de fier, care este aici, nu? Da, sunt multe și merg în fiecare lucrare de o anume poveste care țin de politică și nu numai, de viața personală, să spun. Am descoperit o lume fascinantă, am descoperit pe noi aici. Sunt citate. Nu neapărat citate. Mă rog, De ce mai faci lucrurile astea de-a făcut anul ăla? M-am făcut așa. Deci nu o să regăsiți în asemenea imagine nicăieri, nici în Arman, nici în Sezar, nici în Tinder, nici în Louis Neverson, care am învățat multe lucruri. Nu știu ce înseamnă a colora cu o singură culoare, 100 de obiecte de diverse culori. Adun într-o loc, o singură familie. Deci, Arman făcea acumulările cu unul și același obiect. Deci, aduna mie de porfolițe, mie de sărbii, într-un panou și, chiar are o butare celebră. Mie de sărbii sunt mai extensive decât o sabie. Deci, tot ce v-am spus până acum face parte din cultura mea. Da, pe copilăria lângă la tine, te rog să ajungi la momentul și la vectorul pe care l-ai înaintea ta, pentru că ești la o vârstă care avea începe să fie seniorială și că propunerea pentru București a fost desenul obiectual, desenul spațial, continuitatea desenului din casetoarele tale spre un asamblaj, spre instalațiune. Deci, la un moment dat, nu pentru faptul că am întâlnit, deci că am început să văd lucruri prin Europa, ci pentru faptul că am simțit nevoia să ies din plan, nu știu cum să spun, să ies din suprafață. Din suprafață, nu mai am ajuns
pur și simplu, foaia albă. Simțeam că am început să pun obiecte peste desene, lucruri care am dus aici câteva din desene mai mult. Lucruri care mi s-au părut mai interesant, dar mult mai mult. Și apoi, nu m-am mai mulțumit nici acest lucru, am început să desenez cu elemente tridimensionale, cu segmente. Întotdeauna am fost și eu și soția mea, toată familia noastră, deci nu chiar întotdeauna, de fapt, după ce am descoperit flomarcurile, după ce am descoperit târgurile din Franța, talciocurile occidentale. Și am început să achiziționăm lucruri mai ciudate. Memorie. De exemplu, la Rădăuț, Sucevița, orașul de lângă Sucevița, este un talcioc, un second hand ăsta de obiecte, unde eu sunt celebr, în ce sens? Că eu doamna Ivo, fac parte de ce fac. Niciodată nu m-am întrebat, niciodată nu am spus. Deci, conexionez cele mai ciudate lucruri pe care nu le cumpără nimeni. Și după asta a început, deci acest joc cu obiectele este fascinant și îl recomand tuturor. Deci, vorba lui Jesse Du Bois, fiecare om este artist. El a deschis o cutie a Pandorei atunci, dar are pe dreptate. Deci el a spus, s-a devenit la portal, inclusiv un portal, cum să spun. Are un potențial artistic care nu este pus în valoare. A început jocul cu obiectele, care este o nebunie, deci este, mi se pare mult mai creativ decât desen. Asistăm la o trăgare. Nu. Deci, deocamdată, e posibil să mă revizuiesc.